față! Nu ai unde să mai fugi, deci, Townsend! Bună încercare, doamnelor! Te vedem în visele noastre! Ha! Mai stropi în urma lui. Jerry, mai bine trimite echipa de scufundători Whoop. Noi l-am scăpat în golf pe banditul ăla. Super tocilarul. Exact la fix. Pentru un test? Nici n-am avut șansa să mă pregătesc. Cu siguranță! Porii mei sunt plini de praf, iar părul e groaznic de murdar. Ce cu Jerry de ne transportă direct la școală după o misiune? După cum arăt, puteam fi arestată de patrulla tocilarilor. Îndrăzniți, votați pentru Arnold! Candidez la președinția clasei! Arnold, e minunat! Pentru ce candidez? Pentru regele tocilarilor? Pentru președintele clasei! Vei vota pentru mine, nu-i așa, Bandy? Te rog, mai degrabă aș vota pentru mascota școlii! Nu fi nebun, votează pentru păun! Las-o pe Mandy, Arnold! Noi te vom vota! Hei, a pierdut cineva... Ăsta da antrenament. Simt arsura. Arnold? Atâta poți să dai? Fetelor, ați observat ceva diferit la Arnold? Vrei să spui, în afară de faptul că pentru prima dată este observabil? Să-l votez până la urmă! Haideți, fetelor! Vești rele, spioni! N-am avut mai mult noroc decât voi să-l găsim pe infractor. Nu l-ai găsit sub pod? Niciun fir de păr! Și ce păr minunat are! Ei, cred că trebuie să-l căutăm în continuare. Prada lui Dawson este cea mai importantă din toate timpurile. Upa a găsit amprentele lui în turnul Londrei acum câteva săptămâni. Se pare că a furat unul dintre bijuteriile coroanei, binecunoscutul smarald Ochiul Pisicii. Ochiul Pisicii? Am auzit de el. Ochiul Pisicii este singura bijuterie care n-a fost expusă. A fost oferită reginei Elisabeta în 1578. Se spune că are puteri speciale. Dar mai avem un motiv pentru care vrem să-l găsim pe Dawson. S-ar putea să vrea să se răzbune. Pe noi? De ce? Doar pentru că l-am urmărit în jurul lumii, l-am atras în capcană la pod, i-am rupt pelerina lui zburătoare și l-am aruncat în golful înghețat? Exact. Așa că aveți nevoie de un set nou de dispozitive care să vă ajute. Bun venit, doamnelor! Ce luăm de data asta? Ce credeți că vă va ajuta să vă apărați împotriva răzbunătorului Dawson? Vreau aparatul nuclear de făcut bucle.
Nu cred că e o idee foarte bună. Bine. Ce tare e! Întotdeauna am vrut să încerc. Pilale unghii cu laser. Sigur, de ce nu? Gladys, le-am spus că pot alege. Știu ce e mai bun pentru fete. Ei, îmi aleg dispozitivul și el este ăsta. Este un stilou? Bună alegere, Clover. Este cel mai nou stilou satelit farfurie. Wow! Pot să mă văd dintr-o grămadă de unghiuri. O să fie perfect pentru următorul meu machiaj. Pe bune! A căzut pe podea de pe supertocurile ei imense. Nu îi se potriveau tocurile alea la papainoagele ei imense. Nu vine să cred că Jerry l-a pierdut pe Dawson. Știu! Putea fi oriunde. Adică poate să se uite chiar acum la noi. El este... E aici! Fetelor, vedeți despre ce e vorba? Mă descurc eu cu Dawson. Asta nu e Dawson. Cineva e închis în dulapul menajerei. Mandy? Ce s-a întâmplat? Arăt ca o cocilară! Trebuie să ies de aici înainte ca cineva să mă vadă în halul ăsta. Stai, Mandy! Oh, perfect! Acum aparatul e în funcțiune. Cheamă ortodontistul. Nu cred că asta era ultima declarație de mod a lui Mandy. Părea ca și cum ar fi fost atacată. Dar nu e nimeni aici. Hei, și-a pierdut ceva. Aveți dreptate, probabil că a fost forțată să poarte asta. Culoarea e din sezonul trecut. Poate că Mandy vrea să fie iar în centrul atenției, ca de obicei. Întotdeauna a jucat teatru. Părea că tocmai primise un sfat greșit în privința modei, cum ar fi de la un tocilar. SPF 40, SPF 80, SPF 500. Perfect. Nepoliticos! N-ai auzit de ciocănii la ușă? Bună, Glover. Arnold? Te-ai schimbat? E Clover! Oh, iar are probleme cu fața. Clover? Clover, nu! Nu o să mai am niciodată întâlniri. Ce s-a întâmplat? Era Arnold. Are inelul ăsta verde și m-a făcut ocilară. Inel verde? Arnold are ochiul pisicii. Arnold? Dar cum? Uite-l! Am sărit chiar ca o tocilară. Cine ar fi crezut că mă vor urmări pe mine? Mâncători de cauciuc.
chestie tehnică super tare. Mai mult un tehno bărbat. Ei, e drăguț într-un fel. E drăguț, în timp ce tu și cu Mandy sunteți... știți voi cum. Hei, dă-mi niște păr. Au, și tocilarii au sentimente, știți? Avem nevoie de un test de ADN. Nemaipomenit. Ochiul pisicii ți-a alterat ADN-ul. Vrei să spui că o să rămân așa pe viață? Clover, dă-mi mostra de la Mandy. Perfect, Mandy a lăsat un fir de păr în ea. Același lucru s-a întâmplat și cu Mandy. Arnold a prins-o și pe ea. Dar de ce face asta cu mine? Poate ne ajută Jerry. Jerry, am găsit smaraldul ochi de pisică și cineva îl folosește ca să transforme în tocilar oamenii adevărați. Tocilari? Adică face oamenii, știi, ca tine. Ce vrei să spui? Stai, se pare că ceva e neregulă pe aici, prin apropiere. E Arnold! Merge! Ori Arnold înăuntru, ori este o mare conferință despre desenele animate. Mașina lui e în parcarea subterană. Dar la ce etaj o fi? Este în mansardă. Bună treabă, Clover. Și noi tocilarii suntem buni la ceva, știți? Arnold locuiește aici? Wow! Apropo de mușchi! Cu câțiva ani în urmă ți-ai bătut joc de mine. Acum a venit timpul să plătești. Ce se întâmplă, omule? Nu! Nu, frumoșii mei mușchi! Nu, nu, de rog, nu! Nu! De asta se schimbă. Inelul trage tot ADN-ul bun din oamenii care l-au deranjat pe Arnold și îl trimite în el. Dar de ce m-a băgat și pe mine? N-am fost niciodată rea cu el. Bun, i-am refuzat întâlnirile de câteva sute de ori. Am fost drăguță cu el lăsându-i speranțele. Vreau ADN-ul meu înapoi. Doamnelor, ce surpriză plăcută! S-a terminat, Arnold! Dă-ne inelul! Nu prea cred! E foarte tare să fii tare! Da, dar cu ce preț? Nimeni nu mă mai muțărește și mai și vorbește despre asta! Eu da! Pe el, spion! Ce tare a fost! Vreau să spun că nu pot scăpa așa de ușor! Asta e tot ce puteți? Doi împotriva unuia nu-i corect. Protejează buzunarele, prietenul fiecărui tocilar. Arnold, trebuie să oprești asta. Să opresc? De-abia am început. Doamnelor, vă prezint Beverly Hills. Știți, pentru un ex-tocilar, ăsta e un model foarte tocilăresc. În curând toată lumea va fi mai tocilară decât mine, începând cu voi două. De ce să încep cu noi? Nu ne deranjează să așteptăm? Arnold, nu înțelegi? Felul ăsta nou de a fi se va termina. Chiar dacă îi schimbi pe toți, e numai temporar. Nu! Acum sunteți ca mine. E adevărat, mizeria dorește companie. Dash, Dawson? Mulțumesc că m-ați aruncat în golf. Și unde este inelul meu?
arătăm ca să coavă inelul? Inelul ăla este al meu! Dați-mi-l! Slabe șanse, fraiere! Și acum dispari! O să întârzi la lecția de acordeon! Ce lovitură! Dacă aș putea pune mâna pe pila de unghii. Era cât pe ce? Da! Alt unghie! Vrei să încerci 4 contra 1? Priviți! A început să se schimbe! Ne scapă! E timpul să-l furăm pe hoț. Oh, no! Uite, ocilarii, poate că suntem slabi, dar suntem deștepți. Ce-l mergem? Ocilarii ar trebui să conducă pământul. Cilarelor, e timpul să-l scoatem pe tușă. Dă-mi inelu! Niciodată! E bine să te întorci la normal. Nu! Da! Băieți, poți să ne ajutați? Nu voi mai fi ritocilar niciodată! Ei, fetelor, ce am învățat de data asta? Mai bine să fii un tocilar viu decât un tip fain, stors de vlagă. Voi încă credeți că sunt tocilar? Nu, sigur că nu, Arnold. Ești doar concurent la a fi fain. Atenție! Votați cu Arnold! Votați cu Arnold! De Arnold. Vreau să spun că el era aproape un tip drăguț.
cu excepția chestiei alea științifice nebunești. Bine că i-am șters memoria cu UP Memo Eliminatorul. Bună, fetelor! Știți, am avut un vis ciudat în care se făcea că ne luptăm și că eu eram mare, puternic și șmecher. O, Arnold, tu încă nici măcar nu ești președinte și deja ți s-a urcat puterea. Rezultatele alegerilor de la liceul Beverly Hills High au sosit. Noul președinte al clasei este pe unul liceului Beverly Hills High. Asta e un post care necesită alegeri. Este o nouă campanie. Nu cer mult, vreau doar să vă fiu mascotă. Dați-mi un imbold și voi fi o mascotă excelentă. Trebuie să-l încurajăm. Știu că toată lumea râde de tocilar și nimeni nu vrea să fie ca ei. Dar nu cred că ei primesc considerația care li se cuvine. Adică, fără ei nu ar fi internet sau MP3-uri, nici măcar bancomate. De fapt, probabil că n-ar exista UP. Să fim sinceri, fără tocilari, nu ar fi Jerry. Vă puteți imagina? Fără expudriere? Fără rachetuțele noastre? Fără dispozitive? Data viitoare când îl voi întâlni pe Jerry, o să-și primească laudele.